În oborul constanțean, sărăcia este cuvântul de ordine. Comercianții vând orice. Nevoile zilnice și veniturile prea mici îi determină să vândă tot ce au pe acasă. De la alimente până la electrocasnice stricate și îmbrăcăminte folosite până la cărți și monede vechi, în speranța că vor face un ban pentru pâinea cea de toate zilele. Ne valorificăm așa fel să câștigăm și noi o bucată pâine. Maxim cam 20-30 de lei pe zi. Dacă este vânzare, iese și 50 de lei. Uite astea ce le-am, tăi, tăi. Da, cât vrea să-mi dea omul, nu la niciun preț. Ce vrea, care vrea face o colecție, care interesează, ce să fac stimați? 86 de ani, 6 milioane jumate pensie. Asta e, și 3 milioane de numai pe medicamente. În ciuda orelor pe care sunt nevoiți să le petreacă în frig la vânzare, comercianții au prețuri chiar și de la 50 de bani pentru cărți și chiar vederi vechi. Eu pentru cărți, Miragul sunt chiar o carte bună, care... La oricine ar face 500 să aibă bibliotecă. Și la ce preț le găsești? Un leu. Adică prețul minime. Pentru că lumea e săracă și mai își completează bugetul. Un leu, 2 lei, 3 lei, depinde cu cât ia mai mult, cu atât mă las din preț. Ia 10, las din preț. Să vă spun drept, niciodată n-am plecat cu mâna goală. Am fost mulțumit. Clienții nu lipsesc, dar nici nu se înghesuie. Mulți privesc, dar puțini sunt cei care cumpără. Interesează ceva în mod deosebit? Nu. Mai mult de aer. Să luăm puțin aer. Depinde ce cauți. Eu caut vederi. Vederi mai vechi, mai noi, pe care se diferă. Și mai găsești ceva rătăcit printre celelalte. Târgul durează numai câteva ore, în zilele de duminică, însă pentru unii, banii câștigați din vânzarea la obor reprezintă sursa de hrană pentru întreaga săptămână.